Salut prieteni, eu sunt Ionuț și bine ați venit la videotutorial.net. Așadar, în această zi o să vorbim despre un program pe care cred că mulți dintre voi nu îl cunoașteți. Programul se numește Photo Instrument și este un program asemănător cu Photoshop. Așadar, astăzi o să vă arăt ce poate să facă acest program, bineînțeles, și de unde îl puteți downloada. Haideți să deschidem și noi un browser. Intrăm pe Google. Scriem fotoinstrument Da, vedeți că ne-a apărut deja. Ok, puteți să-l descălcați după multe servere de aici, de pe, eu vă recomand să luați ori de pe Softonic, ori de pe site-ul oficial www.fotoinstrument.com. Intrăm aici, îl descărcăm foarte simplu, vedeți. Ok, dragi prieteni, așadar v-am arătat de unde îl puteți descărca. Haideți să trecem la pasul următor. Eu deja l-am instalat. O să intrăm direct pe program. Acesta este. Haideți să vă arăt cum funcționează acest program. Ok, programul s-a deschis deja. Vedeți, în partea stângă aveți o mulțime de unelte pe care o să le folosiți în editarea foto, o mulțime de efecte, foarte, foarte inteligent acest program, vi-l recomand din tot sufletul, mai ales ador această funcție cu care putem șterge anumite lucruri sau obiecte din fotografie care nu ne plac, sau putem să ștergem fundalul și să adăugăm alt fundal. Oricum, mulți dintre voi cred că știți gen cum e Photoshop. Așadar, haideți să facem o probă demonstrativă. Eu am ales o fotografie cu mine, la întâmplare. Mie îmi place la nebunie acest program, să știți, cred că și vouă o să vă placă. Durează puțin mai mult până se încarcă fotografia din cauza că folosesc mai multe programe în același timp. Da, ce să vă zic, este un program foarte, foarte inteligent. Este mult mai simplu de lucrat pe el, făcând diferență de precedentul program Photoshop. Este mult mai simplu de lucrat cu acest program decât Photoshop. Și e bine de știut, acest program nu poate fi folosit decât cu licență, adică să-l cumpărați. Dacă nu îi veți activa licența, nu veți putea să vă salvați fotografiile editate. Sau vă recomand cel mai bine să luați de pe torrent cu un serial sau cu un crack. Ok, haideți să facem un demo. Acum o să facem un mic retuș. Haideți să vă arăt, de exemplu, observați aici petele acestea, coșuri sau alte imperfecțiuni. Haideți să vă arăt cu cele înlătură. Vedeți aici Skin Cleaner. Apăsăm click. Mergem pe fotografie, iar ținem apăsat click pentru a aplica acest efect. Observați că prin minune totul dispare. Rămâne o piele super curată, ca să zic așa. Observați, și ca să vă arăt că nu este un fake ceea ce vă arăt eu aici, haideți să dăm click puțin pe original, să vedeți cum arată de fapt originalul. Ia uitați, diferență enormă, nu? Da, deci multe putem să facem cu acest program. De exemplu, Glamour Skin. Putem să facem o grămadă și o grămadă de chestii frumoase. Observați cum pur și simplu ascundem orice mică imperfecțiune. Foarte frumos.
Să știți că ador acest program, chiar îmi place la nebunie. Putem să schimbăm și culoarea ochilor, de exemplu. Haideți să vă arăt. Foarte frumos, ne alegem culoarea. Eu o să las o culoare la alegere. Haideți să vă arăt. Ia uitați. Foarte frumos. Sau haideți să vă mai arăt și altceva. O chestie foarte interesantă. De exemplu, la o persoană de sex feminin puteți să o machiați foarte frumos. Așa. Da. Foarte frumos, foarte inteligent. Sau, de exemplu, puteți schimbați rujul. Da. Uitați cum arată originalul. Frumos program, chiar îmi place. Revenim la forma inițială. Haideți să vă mai arăt câteva din funcții. Haideți să vă arăt funcția asta de care v-am mai spus mai devreme, cu care puteți să ștergeți anumite obiecte din poză. Da, prieteni, deci să știți că acest program este foarte, foarte, foarte performant și foarte util și este utilizat de către foarte mulți artiști foto. Vă-l recomand cu toată căldura. Da, se încarcă foarte greu pentru că programul cu care fac captură video este un program foarte, foarte avansat, care face captură video într-un format HD și ca să vă zic așa, folosește foarte multe resurse și de aceea mi se blochează acest program. Dar nu este nicio problemă, la voi nu ar trebui să facă probleme. Având în vedere că și eu folosesc un procesor dual core destul de puternic și tot se blochează. Da, prieteni, deja s-a încărcat. Haideți să vă arăt, să facem o probă aici, demonstrativ. Da, se pare că nu mi s-a încărcat această funcție. Ok, nicio problemă, puteți să încercați celelalte. Are o mulțime de funcții, vă las pe voi să le descoperiți, dragi prieteni. Așadar, cam atât avem de zis. Vă las pe voi să descoperiți celelalte funcții pe care le are acest program. Așadar, ce să vă zic, dragi prieteni, căutați acest program, instalați-l și apucați-vă să vă distrați puțin așa. Uitați-vă ce poate să facă acest program. Vă vine să creadă? Vă vine să credeți ce poate să facă? Nici mie nu venea să cred prima dată. Pur și simplu, foarte, foarte frumos. Foarte frumos, uitați, după cum observați, eu am o cicatrice în frunte. Haideți să vedeți cum o fac să dispară. Da, foarte frumos. Ok, dacă nu prea cu asta, încercăm cu Glamour Skin. Observați, a dispărut, foarte frumos. Și multe și multe alte imperfecțiuni puteți face să dispară cu Glamour Skin, cu acest efect. Așadar, prieteni, cam atât v-am arătat în acest video tutorial. Multe și multe lucruri o să descoperiți în următoarele video tutoriale aici la videotutorial.net by Moraru Ionuț. Eu am fost gazda dumneavoastră, adică Ionuț Moraru. Vă mulțumesc mult de tot. Ne vedem la următorul video tutorial. La revedere și nu uitați să încercați toate programele noastre pe care vi le recomandăm.